Acum, întâlnă 5 înseamnă că 5 divide pe A plus B plus C plus D plus I. Eu cred că am făcut un exercițiu foarte tare, foarte frumos. Înainte, în primul punct, A, punctul A, nu se spune dacă divide pe oricare. Deci când zici oricare, tu trebuie să ai pe toate valele. Pentru că dacă nu le ai pe toate, când le sumezi cu gândul să ajungi la... Nu poți scoate șase factori comun. Dacă unul e de 5 ori și altul de 6 ori, nu mai poți face. Și nu-ți mai apare suma. Așa și aici, când îți oricare 4, mi-a fost mai ușor că de lăsat unul afară. Dar cred că trebuia să mergem pe ideea, lăsăm câte 2 afară. Adică mai clar, lăsăm pe unul afară și era varianta asta. Și ca să rămâne din ea 3, trebuia să lăsăm pe ăsta, pe ăsta, pe fiecare din... Din varianta asta, construiam câte? Construiam 4. Când mă lăsam pe cine? Pe D afară și din varianta aceea construiam 4. Și încât, în final, trebuia să ne ajungem, să ajungem la cele 10. Deci, două momente importante sunt în ieșiți. Unul, momentul în care le scriu pe toate și al doilea moment, le adun. Dar dacă una este pierdută, de aceea am insistat foarte tare că n-am construit o strategie perfectă de obținere, trebuia Ștefania să dăm câte două afară, toate posibilități câte două, și ar fi fost mai bine să, și mi-ar fi rămas cele 3. Așa noi l-am luat într-o altă strategie, luând de baza B și un C, D și E, dar păi se zic, dar A, D și E nu mai este luat. Deci aceste lucruri trebuiau avut în vedere. În final, a fost o lecție extraordinar de frumoasă. Le invităm pe prietenii noștri să vadă această lecție superbă, spectaculoasă chiar. Și iată, să vedeți în vezi, da? Ștefania, te rog să-mi amintește și explica care a făcut. Păi am făcut în vezi, da? Suma de la așa. Suma aceea, deci am vorbit de divizibilitate. Apoi, calculul sunt calculul unei sume. Da? Apoi, aceea. Cu soara. Așa. Calculul unei sume este calculul 3, plus 3 la a doua, plus puncte, puncte. Am și compus pe la 3 la puterea 2016, nu? Da. Și am arătat că se divide la asta la... 12, la 13 și la 5. Și la 40. Și la 40. Așa. După problema cu scoara. Așa, ce a fost de câte ori se cuprinde. Apoi cu Cristia și Faianța. Așa, cu... sistemul. Da. Suma aceea se cadrează. Cu da. Bomboanele la copii. Dacă se împarte exact sau nu. Da. Și asta mi-a plăcut cel mai mult. Deci dacă A, B, C, D, E, 5 numere, atunci oricare 4 ce deci oricare 4 ce se divid la 5 generează pe toate 5 suma tuturor a pus deci oricare suma oricăror 4 suma a oricăror 4. Da? Deci, o problemă de logică, să zic așa. Da? Probleme de logică. Chiar combinatorică. Problemă combinatorică, da? Combinatorică. Bun. Ne oprim aici. La revedere, dragi oameni. La revedere. Nu uitați să dați like. Să vă abonați la canal. Ne-am pătrat.